bucurăm că reușim să păstrăm sau să mergem pe drumul bun de până acum. Am luat din nou 3 puncte, ne bucurăm de acest lucru și sper să continuăm pe acest drum. Păi era singura soluție pentru că mi-a sărit exact în abdomen și a fost o decizie de mult inspirată, zic eu. Se poate vorbi despre cel mai norocos gol pe care l-ai dat vreodată? Cred că da, n-am mai marcat așa, dar niciodată nu e prea târziu, mă bucur că am reușit să marchez, în primul rând mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și suntem fericiți. Ușor, în fiecare etapă, când joci acasă, ești aclamat de public și ajungi în fața lor. Da, mă bucur că reușesc să îi fac fericiți, să îi facem fericiți prin rezultatele noastre bune, prin jocul nostru și sperăm să o ținem tot așa. Cu siguranță nu cred că se aștepta multă lume să avem un parcurs atât de bun, să zic. Cu toate că încă sunt probleme financiare, încercăm să rămânem motivați, să muncim în fiecare zi. Facem abstracție de problemele din afara vestiarului, să zic așa. Logic că formăm un grup bun, suntem în vestiar unit și cred că ăsta e rândul. Da, Gabi e un lider, nu numai prin vârsta pe care o are, dar și prin jocul lui. Suntem toți alături de el, suntem toți în aceeași situație și ne bucurăm că s-a rezolvat o mică parte din probleme. Sperăm să rezolve cât de curând toate. Situația lui care mai este? Că a declarat că nu vrea să se recapă de la echipă. Păi nu mai prea are timp. Că nu mai prea are timp să plece. Noi ne dorim să rămână alături de noi. Cum am zis, un lider, un jucător foarte important pentru noi și ne ajută, ne dă încredere de acolo din spate. Da, cu siguranță un meci greu, chiar m-am stat de la fel ca noi, este o echipă pe bal, să zic, și cu siguranță nu va aștepta la asta. În glumă mai înțeles, chiar te gândi să te ocupați cu noi de această lucrurile? Sincer, eu zic să luăm pas cu pas, să luăm meci cu meci, să adunăm puncte și vedem la final. Nu pot să zic acum, pentru că suntem o echipă nouă promovată, să nu uităm asta, dar cu jucători cu experiență și încercăm să facem rezultate bune. Fanii în tribune strigau Gicu Buricu la ce gol ai dat. Păi chiar am dat cu Buricu, da, ce să zic.